Bună seara, părinte. Într-o discuție avută mai înainte ne-ați vorbit de iubire legată de centenar și de marea unire a noastră pe care o vom prăznui nu peste mult timp. Dacă puteți să ne dezvoltați puțin această idee. Mulțumim lui Dumnezeu că avem ce sărbători. Pentru că înaintașii noștri sunt roadele dăinuirii acestui neam de 2000 de ani pe acest teritoriu și dăinuirea nu se face decât din iubire. Noi n-am putut să dăinuim ca neam, chiar dacă vitregiile soartei a fost ca noi să trăim separați în provincii, dar unirea a fost izvorâtă din marea iubire a românului pentru neam, pentru țară, pentru fratele lui. Pentru că românul totdeauna a spus unul despre altul că suntem frați. Și cu cei care sunt acum în țară, cu cei care nu sunt acum în țară, sunt în altă parte, noi suntem frați. Și atunci, sensul autentic al unirii îl dă iubirea de glie, iubirea de neam, iubirea de frate. Și noi asta sărbătorim. Pentru că orice altă unire în afara iubirii este cârdășie, este parteneriat, este orice altceva. Dar adevărata unire înseamnă iubire. De unde vine acest lucru? Să nu uităm că noi suntem creația Preasfintei Treimi. Și iubirea intratrinitară, iubirea între persoanele Sfintei Treimi, este izvorul care a generat creația și în special creația omului ca și chip al lui Dumnezeu. Și noi nu putem trăi fără iubire. Și atunci iubirea a dus la această... Și Mântuitorul spune, așa va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unul pentru altul. Și atunci centenarul Marii Uniri trebuie să fie centenarul Marii Iubiri, care ne vindecă de tot ceea ce seamănă demonul între noi. Pentru că toată dezbinarea, toată răutatea, toate sunt semănate. Nu? Noi știm că omul n-a căzut din proprie inițiativă, a căzut prin ispitirea vrăjmașului. Nu? Și atunci... Nu cred că putem să ne revenim din acest marasm în care ne zbatem acum să ieșim decât prin iubire. Ne vindecăm prin iubire, ne recreăm în permanență prin iubire. Și atunci, cred că sună foarte frumos lucrul acesta. Centenarul Marii Uniri este centenarul Marii Iubirii.